Doamnelor, domnilor, bună seara și bine v-am găsit! Sunt Dorina Gerganov și vă prezint ora știrilor. Iată care sunt cele mai importante subiecte ale zilei. Gazul ne-ar putea costa aproape 16 lei pentru un metru cub, asta dacă ANR va aproba solicitarea Moldova Gaz în acest sens. Avocații au protestat în fața Parlamentului nemulțumiți de amendamentul care prevede că apărătorii pot fi reținuți mai ușor dacă au fost auziți de putere, vă spunem la știri. Mai întâi vor fi preîntâmpinați, apoi amendați. Poliția din capitală a început raziile prin localuri și piețe unde verifică cum sunt respectate noile restricții anticovid. Ultima cursă a unui șofer de troleibuz din capitală, bărbatul a murit în timp ce conducea unitatea de transport. Societatea pe acțiuni Moldova Gaz s-a adresat astăzi Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică cu cererea de majorare a tarifului la gazele naturale pentru consumatorii finali. Conform calculelor companiei, noul preț ar trebui să fie de 15 lei și 59 de bani pentru un metru cub de gaz și să intre în vigoare de la 1 ianuarie. Președintele Consiliului de Administrație al Moldova Gaz, Vadim Ceban, a declarat pentru postul nostru de televiziune că întreprinderea activează în pierdere, deoarece tariful actual nu acoperă cheltuielile, iar asta pentru că prețul combustibilului s-a majorat de la 450 la 646 de dolari pentru 1000 de metri cubi în ianuarie. Acest lucru se precizează și în explicația oficială a Moldova Gaz, prin care motivează necesitatea creșterii tarifului. Factorul principal care impune revizuirea plăților este creșterea semnificativă a prețurilor de achiziție, susține compania, subliniind că această decizie va acoperi integral costul achizițiilor de gaze și astfel va asigura îndeplinirea obligațiilor contractuale de plată față de furnizor. Conform calculelor prezentate, noul tarif ar trebui să intre în vigoare din 1 ianuarie, însă decizia finală aparține ANR și va fi luată într-o ședință deschisă. Contactați de TV6, responsabili de la agenție au confirmat recepționarea solicitării Moldova Gaz și au adăugat că deocamdată nu a fost fixată data la care va avea loc ședința respectivă. Parlamentul a instituit joi starea de urgență în domeniul energetic pentru 60 de zile. Ulterior, Moldova Gaz a anunțat că restanța de 63 de milioane de dolari a fost achitată și că nu există riscul deconectării gazelor, după ce din bugetul de stat au fost alocate 469 de milioane de lei ca avans pentru compensațiile la gaze oferite de guvern. Blocul comuniștilor și socialiștilor a anunțat că va contesta la Curtea Constituțională instituirea stării de urgență votată de majoritatea PAS, calificând decizia drept un abuz. Protest în fața președinției. Mai mulți membri ai partidului Șor, împreună cu un grup de oameni, s-au adunat în curtea edificiului pentru a-și manifesta nemulțumirea față de scumpirile din ultima perioadă, despre care spun că le-a afectat serios calitatea vieții. Revoltați, oamenii au cerut demisia șefului statului, iar în reacție, purtătorul de cuvânt al Maiei Sandu ne-a spus că protestul este un drept constituțional în orice țară liberă. Vremuri grele pentru noi, vremuri bune pentru voi, vremuri grele pentru noi. Echipați cu pancarte antiguvernare, oamenii adunați în fața președinției au scandat jos Maia Sandu, rușine. Protestatarii au spus că au ieșit să-și manifeste nemulțumirea față de facturile mari la gaz și față de sărăcia în care trăiesc. Eu sunt invalid de gradul 2, primesc 1650 de lei. Pe luna noiembrie ne-a venit 1935 de lei. Pe luna decembrie ne-a venit 2562 de lei. Eu nu am bani. Eu cumpăr leacuri de 700 de lei și plătesc telefonul ce mai este mărunțușurile și n-am cu ce trăi, n-am cu ce exista, n-am ce mânca, înțelegeți? Primesc 1500 de lei pensia, dar pentru gaz vine factura de peste 2000 de lei. Uitați-vă ce prețuri, este imposibil să trăiești, dar să te gândești la sănătate câteodată nu ne ajunge nici pentru pâine. Iar deputații partidului Șor solicită să fie interzisă prin lege deconectarea de la rețeaua de gaze naturale a consumatorilor care nu își achită la timp facturile pe perioada sezonului rece și a situației de urgență în sectorul energetic.
Vin oamenii la noi și ne întreabă cum să plătim factură de 4.000 de lei, cum să plătim factură de 2.000 de lei, ce facem cu această factură și vorbim doar despre gaz, dar lumină, dar alte servicii comunale, da? Ce să mănânce oamenii, da? Ce să îmbrace oamenii, pe ce să cumpere medicamente și așa mai departe. Noi la aceste întrebări, ca fracțiune și ca partid, avem răspunsuri, dar toate inițiativele noastre, ele nu sunt acceptate. Trebuie să fie interzis prin lege ca pe perioada rece și a situației de urgență Moldova Gaz să deconecteze consumatorii de la rețeau, pentru că aceștia nu și-au achitat facturile. Astfel, oamenii ar putea împărți aceste sume în jumătate, achitându-le pe etape. Vă îndemnăm să ieșiți din zona de confort și să vă apucați de treburile oamenilor din această țară pe care o conduceți, așa cum au făcut-o președinții care au negociat și au obținut prețuri bune pentru țările și cetățenii lor. Protestul este un drept constituțional în orice țară liberă, inclusiv atunci când de acest drept profită politicieni compromiși. Este reacția președinției la protest. Joi însă, într-o adresare către națiune, Maia Sandu a cerut oamenilor să fie solidari și să facă economie de căldură și gaze, declarând că guvernul, deși a ajutat parțial consumatorii, nu poate compensa în întregime facturile mari din lipsă de bani. Proiectul Ministerului Infrastructurii, care menționează că de la 1 martie ar putea fi stabilite prețuri aparte pentru transportul interraional și cel raional, îi nemulțumește pe transportatori. Aceștia se revoltă și de faptul că responsabilitatea operării modificărilor este trecută de la autoritățile centrale către cele locale. Iar principalul reproș e că primăriile nu au suficienți specialiști în acest domeniu. Toate au fost sonorizate de președintele Asociației Transportatorilor Oleg Alexa la o conferință de presă, la care a mai spus, printre altele, că unii dintre șoferii care și-au manifestat revolta la proteste s-au ales cu procese verbale. Nemulțumiți de proiectul Ministerului Infrastructurii, transportatorii au anunțat la o conferință de presă că protestele vor continua. Președintele asociației din acest sector, Oleg Alexa, a explicat că, potrivit documentului, un operator sau altul va putea aplica un tarif mai mare de 60 de bani numai dacă va primi acceptul Consiliului Localității pentru care a fost deschisă ruta. Mai mult, Alexa îi reproșează ministrului Spânu că, prin transferarea acestei responsabilități către autoritățile raionale, nu vrea decât să scape de responsabilitatea creșterii tarifului. Acum imaginați-vă la primăriile fiecărui sat. Ei ce au? Specialiști în transport, au comisii de transport. Sau trebuie să angajeze în fiecare primărie un specialist care să facă calcule în transport. Ministrul, da, recunoaște că trebuie tariful să crească, însă dumnealui nu vrea să pună semnătură. Deci Andrei Spânu vrea să fie ministru, să primească salariul de ministru, să aibă mașină de serviciu de ministru și ce mai au ei acolo, însă responsabilitatea de ministru nu vrea să o asume. De asemenea, Oleg Alex afirmă că în urma ultimului protest din Piața Mării Adunării Naționale, mai mulți șoferi care au participat la acțiune s-au ales cu procese verbale. Șoferii care au participat la protest au fost stopați pe traseu de către inspectorii de patrulare. Li s-au arătat fotografia, poza, cum e unitatea concretă de transport stă în Piața Mare Adunării Naționale și li s-a spus că, uite, noi trebuie să-ți facem ție un proces verbal. În urma protestelor repetate ale șoferilor de microbuze, guvernul se gândește să majoreze tariful cu până la 10 bani per kilometru. Intenția îi nemulțumește pe transportatori, care spun că tariful nu este cel solicitat în stradă. În reacție, Andrei Spânu a publicat o cerere a unui transportator din Drochia, care la conferința de presă a cerut majorarea tarifului, însă lui a solicitat reducerea acestuia, urmarea creșterii numărului de călători. Astfel, Spânu s-a adresat către transportatorii de bună credință și a asigurat că împreună vor găsi soluții în interesul oamenilor și a industriei. Încet, dar sigur, prețul benzinei se apropie de 23 de lei. Mâine, un litru de benzină va costa cu 12 bani mai mult, ajungând la 22 de lei și 56 de bani, iar aceeași cantitate de motorină va ajunge să coste 19 lei și 55 de bani, tot cu 12 bani mai mult decât azi. ANR explică majorările prin creșterea prețurilor la nivel internațional, dar și prin scumpirea accizelor. Potrivit unei legi adoptate de PAS, ANR stabilește prețul plafon, iar stațiile PECO sunt obligate să le afișeze.
De la începutul anului, prețul benzinei a crescut cu peste un leu, iar cel al motorinei cu aproape 2 lei. Zeci de avocați au cerut amânarea modificării propuse de deputatul PASO Lesea Stamate la legea avocaturii care îi lasă fără imunitate. Ei au făcut solicitarea într-o acțiune de protest care a avut loc astăzi la Parlament, iar ulterior au prezentat-o și la o discuție cu membrii Comisiei Juridice, Numiri și Imunități, întrunire ce s-a desfășurat cu ușile închise. Între timp, atitudine în acest caz a luat și avocatul poporului. Printr-o notă oficială, ombudsmanul cere Parlamentului consultări publice cu privire la schimbarea pe care Stamate vrea să o facă la legea avocaturii. Solicitarea vine la o zi de la declanșarea grevei avocaților care și-au sistat total activitatea până în 24 ianuarie. Avocații care au protestat în fața Parlamentului i-au explicat de ce sunt împotriva modificărilor pe care Stamate vrea să le facă la legea avocaturii. Avocatul își îndeplinește onest serviciu, el trebuie să fie sigur că nu o să cu frică să ducă la, fie la instanță, fie la urmărirea penală, că mâine pui mâine, dacă îi apără un client și cuiva nu este comod, trezească un dosar penal. 10 ani, 15 ani, ce s-a întâmplat, foarte mulți avocați au fost reținuți abuziv, ilegal. Noi dorim aceste garanții și aceste garanții, până la urmă, sunt și în interesul cetățeanului, pentru că dacă un avocat își poate să-și efectueze, să-și exercite muncă, fără careva presiuni, fără ca să teamă de procuror, o să comit careva abuzuri, atunci asta este, în primul rând, în interesul cetățeanului. Ulterior, protestatarii au fost invitați la o discuție cu membrii Comisiei Juridice, Numiri și Imunități, după care subiectul a fost inclus suplimentar pe ordine de zi a ședinței Parlamentului. Într-un comunicat de presă, avocatul poporului, Maia Bănărescu, susține că autoritățile nu au dreptul să se implice în munca unui avocat. Amestecul în activitatea persoanelor care exercită apărarea în limitele prevăzute se pedepsește prin lege. În opinia ei, articolul din legea avocaturii pe care Olesea Stamate îl vrea exclus și care spune că apărătorul nu poate fi reținut, adus, silit sau percheziționat fără acordul prealabil al Consiliului Uniunii Avocaților, constituie o garanție a independenței profesiei de avocat împotriva acțiunilor arbitrare față de aceștia. Astfel, Bănărescu cere Parlamentului consultări publice asupra amendamentului care diminuează garanțiile de independență în avocatură. De cealaltă parte, președintele Comisiei Juridice, Numiri și Imunități, deputatul PAS, Olesea Stamate, autorul amendamentului, consideră schimbările necesare și nu va renunța la ele. Ea susține că a expediat o scrisoare către Uniunea Avocaților, lucru despre care a scris într-o postare pe Facebook. Potrivit acesteia, soluția de compromis ar fi păstrarea unor garanții pentru apărători, cu excepția celor pentru acte de corupție și flagranturi. Pe perioada grevei, Consiliul Uniunii Avocaților a cerut amânarea tuturor ședințelor de judecată, lucru care se pare s-a și întâmplat. O echipă TV6 a mers joi la judecătoria Chișinău cu sediul centru și nu a găsit nici urmă de avocat sau judecător. Apărătorii urmează să se întrunească într-o nouă ședință pentru a lua o poziție finală cu privire la amendamentul propus de Olesea Stamate, care vizează excluderea articolului ce prevede că avocatul nu poate fi reținut, supus aducerii silite, arestat, percheziționat, fără acordul prealabil al Consiliului Uniunii Avocaților, cu excepția infracțiunii flagrante. Chiar dacă avocații au cerut un răgaz de 2 săptămâni, deputații PAS nu au ținut cont de protestele apărătorilor și nici de cerințe și au modificat legea care îi vizează. Potrivit acestea, avocații pot fi reținuți fără acordul Consiliului Uniunii Avocaților dacă vor comite acte de corupție, trafic de influență sau vor fi prinși în flagrant. Majoritatea PAS a votat astăzi în lectură finală proiectul pentru modificarea legii cu privire la avocatură, împreună cu amendamentul parțial modificat propus de Olesea Stamate. Documentul mai prevede că judecătorii și procurorii cu cel puțin 10 ani vechime în funcție, care vor dori să devină apărători, vor susține examenul de calificare și nu vor efectua stagierea. Uniunea Avocaților nu a reacționat deocamdată la decizia legislatorilor.
Nemulțumiri și acuzații în Parlament. Deputații Blocului Comuniștilor și Socialiștilor care au părăsit ședința susțin că majoritatea parlamentară a introdus ilegal pe ordinea de zi proiecte ce nu pot fi incluse într-o ședință extraordinară și că nu au ținut cont de propunerile opoziției. Nu au trecut nici proiectele propuse de fracțiunea Partidului Șor, în schimb au fost dezbătute cele înaintate de Aleși PAS. Potrivit regulamentului Parlamentului, sesiunile extraordinare se convoacă pentru soluționarea unor probleme urgente, cum ar fi introducerea stării de urgență adoptată joi de deputații PAS. Chiar dacă ordinea de zi a sesiunii extraordinare nu poate fi modificată, președintele Parlamentului Igor Grosu a făcut acest lucru, ceea ce a stârnit indignarea opoziției. Noi încercăm să înțelegem ce are loc aici în Parlamentul Republicii Moldova și de ce Parlamentul Republicii Moldova se transformă formă într-o mașinărie de vot. Că ceea ce are loc acum este o încălcare a legii. Ne pare rău și suntem indignați totodată de faptul că sesiunea extraordinară a fost convocată pentru a numi în funcții niște persoane comode, în regim de urgență. Înainte de asta a fost exprimat refuzul includerii pe ordinea de zi a proiectelor fracțiunii Partidului Șor, motivul invocat fiind că propunerile suplimentare nu se adaugă pe ordinea de zi în timpul ședinței de urgență. Noi astăzi am încercat să înregistrăm la secretariatul solicitare din partea fracțiunii Partidului Șor să fie incluse două proiecte. Eu știu că dumneavoastră o să spuneți că în sesiune extraordinară nu sunt acceptate careva proiecte de legi sau hotărâri să fie adăugate în ordine de zi, dar totuși eu vă solicit să uzați de dreptul dumneavoastră de președinte al Parlamentului și să puneți la vot propunerile noastre. Igor Grosu a făcut uz de acest drept, dar numai pentru a include pe ordinea de zi proiectele de lege propuse de PAS, în special modificările la legea cu privire la avocatură. O să vă propun să completăm ordinea de zi cu un proiect care este foarte solicitat și urgent. În contextul situației din sistemul justiției și este vorba de proiectul 245, legea cu privire la avocatură. Vă jucați voi cu destinile oamenilor, dar noi ne ocupăm de problemele societății și avocaturii și a comunităților locale. Deputații Blocului Comuniștilor și Socialiștilor au părăsit ședința Parlamentului și și-au anunțat intenția de a contesta la Curtea Constituțională introducerea stării de urgență pentru o perioadă de 60 de zile. Sub paravana introducerii situației excepționale, mai mulți experți, juriști, au constatat că se comit mai multe ilegalități, inclusiv și încercarea de a controla, de a cenzura presa, media din Republica Moldova, și totodată de a interzice desfășurarea mai multor acțiuni, inclusiv și acțiunilor de protest. Potrivit deputaților din opoziție, în următoarele 60 de zile, Comisia pentru Situații Excepționale va înlocui, de fapt, Parlamentul și alte structuri și instituții ale statului. Partidul Șor a expediat Blocului Comuniștilor și Socialiștilor proiectul moțiunii de cenzură împotriva guvernului pentru a-l completa, semna și susține, se arată într-un comunicat al formațiunii. Deputații le cer colegilor să își unească eforturile în situația de criză în care se află țara. Pentru a fi înregistrat în Parlament, documentul trebuie semnat de cel puțin 25 de legislatori. Guvernul Gavrilița a eșuat în ceea ce privește gestionarea crizei energetice, creșterea tarifelor pentru gaze și căldură, a carburanților și produselor alimentare și a gestionat prost criza pandemică. A majorat vârsta de pensionare, a sărăcit populația, a subjugat justiția, a hărțuit oponenții politici și a promovat în funcții importante persoane incompetente, se mai arată în comunicat. Prin urmare, deputații Partidului Șor vor debarcarea de la putere a cabinetului condus de Natalia Gavrilița. Ieri, purtătorul de cuvânt al guvernului, Anastasia Taburceanu, ne-a declarat că instituția pe care o reprezintă va analiza textul moțiunii și va veni mai târziu cu o reacție.
Măsurile autorităților menite să prevină răspândirea infecției COVID sunt din nou criticate de mediul de afaceri, după ce le-au calificat ca fiind ineficiente și implementate selectiv. Reprezentanții Asociației Naționale a Restaurantelor și a Localurilor de Agrement sunt nemulțumiți că nimeni nu le cere opinia la adoptarea acestora, în timp ce de la guvern se afirmă contrariul. Asociația Națională a Restaurantelor și a Localurilor de Agrement din Moldova acuză autoritățile de introducerea selectivă a certificatelor COVID și restricționarea activității localurilor. Reacția vine după noile măsuri anunțate de Comisia Națională Extraordinară pentru Sănătate Publică și pe care Horeca le consideră cele mai dure, fiind vorba de activitatea redusă a restaurantelor de la ora 7:00 până la 22:00, având deja impus activitatea la capacitatea redusă, cu ocuparea sălii la 50% plus prezentarea certificatului COVID. COVID-ul nu stă doar la masă din restaurant, așa cum cred autorităților. Orice vizită la bancă sau la hipermarket înseamnă coadă ceafă în ceafă, se spune într-un mesaj postat pe Facebook de președintele Măr, Aneta Zasavițchi. Tot acolo, autoritățile sunt criticate pentru gestionarea pandemiei, lucru care se spune că se face prost și se subliniază că pe fundalul acestora, mediul de afaceri pe parcursul a 2 ani a învățat să se adapteze, să găsească soluții de supraviețuire, să se reinventeze, unii chiar să înceapă de la zero. Dacă autoritățile nu pot face față, atunci stoparea oricărei activități după 22 trebuie să fie pentru toți. Apelurile noastre au rămas neauzite, argumentele nu au fost luate în considerare, se mai spune în postare. De cealaltă parte, guvernul spune că Măr nu înseamnă tot mediul de afaceri, reprezentanții cărora se afirmă că au fost consultați înainte de adoptarea noilor restricții. Aceste decizii au fost consultate cu mediul de afaceri și cu reprezentanții Horeca înainte ca acestea să fie publicate. Asociația Măr totuși nu reprezintă pe toți și da, este percepția lor că ei au fost neglijați. Reprezentanții Măr mai consideră că restricțiile și verificările trebuie să înceapă de la transportul public și terminând cu piețele, unde se înregistrează cel mai mare flux de cetățeni. Amintim că pe lângă restricțiile impuse în domeniul Horeca, școlile au fost trecute la învățământul online pentru următoarele 2 săptămâni, iar accesul în centrele comerciale va fi permis doar cu certificatul COVID-19. Totodată, evenimentele private de orice fel vor fi interzise. Poliția a demarat o acțiune de informare a respectării măsurilor anti-COVID. Oamenii legii au discutat astăzi cu vânzătorii din piețe și cu cei din centrele comerciale, dar urmează să ajungă și în biserici, spun ei. În cea de-a doua etapă a măsurii, polițiștii vor verifica dacă oamenii țin cont de recomandările lor. În cazul cărora se va constata nesupunere, vor fi sancționați. Începând de vineri și până în 6 februarie, angajații Poliției Naționale vor merge în orele de vârf în zonele aglomerate de pe tot teritoriul țării, într-o acțiune care are drept scop prevenirea răspândirii tulpinii Omicron și a virusului COVID. Oamenilor li se amintește despre necesitatea respectării măsurilor epidemiologice, cum ar fi purtarea corectă a măștii, dezinfectarea mâinilor și păstrarea distanței sociale. Vineri acest lucru s-a făcut în piețe. La serviciu veniți în interiorul pieței, masca trebuie să o purtați, să stupi bărbia și nasul. La fel solicitați asta și de la clienți care vin, pentru a respecta și dumnealor. Ea nu pune în pericol sănătatea a dumneavoastră și a dumnealui, bine? O zi bună, aveți grijă. Nu e nicio problemă. Dumneavoastră cum vă protejați? Purtăm mască, avem dezinfectant, ne stăruim cât mai bine cât mai des ne spălăm pe mâini. Adică vezi, dici până acolo când vine cumpărătorul, un metru și ceva. Nu stăm aproape la vorbă. Asta ne protejăm. Face dezinfecție, poftim. Este efectul. Și mai des așa și la nas, așa că ne protejăm. Comercianții și prestatorii de servicii primesc o prescripție despre înștiințarea făcută pe care își pun semnătură. În același act, ei se angajează să monitorizeze fluxurile de clienți. Urmează
să ne conformăm. Nu avem alte situații și nu avem alte ieșiri din situația, atât timp cât nu doar noi suntem în situația asta. Polițiștii au spus că în weekend prescripții vor primi și localurile sfinte. O să mergem în weekend când se fac slujbele și la biserici inclusiv, acolo unde sunt de obicei zone de pericol, unde se adună lumea. Ca ulterior de săptămâna viitoare să intrăm în forță, să începem a aplica amenzile masiv. În cazul în care regulile antiepidemice nu vor fi respectate după preîntâmpinări, persoanele fizice vor fi amendate cu până la 5.000 de lei, iar cele juridice cu până la 35.000 de lei. Ucraina se confruntă cu un val al îmbolnăvirilor de COVID-19, iar în România, într-o săptămână, va începe campania de vaccinare a copiilor cu vârste între 5 și 11 ani. Între timp, Austria devine prima țară din Uniunea Europeană în care antidotul este obligatoriu pentru adulți. Vecinii din Est au înregistrat joi alte peste 20.000 de cazuri de infectare cu noul coronavirus, iar 150 de persoane au decedat. Numărul îmbolnăvirilor este de 4 ori mai mare decât cel al vindecărilor, spun specialiștii ucraineni. De cealaltă parte, România și-a actualizat lista țărilor și teritoriilor cu risc epidemiologic pe coduri de culori, iar Ucraina se află în zona galbenă, în timp ce Republica Moldova a intrat în cea roșie. În lupta cu pandemia, autoritățile de peste Prut își propun să vaccineze și copiii mai mici de 12 ani. Aproape 2.900 de copii cu vârste între 5 și 11 ani au fost programați pe Platforma Națională de Vaccinare Anticovid în perioada 13-20 ianuarie, iar campania propriu-zisă va demara în data de 26 ianuarie, spun autoritățile din sănătate. Între timp, Parlamentul de la Viena a adoptat joi seara legea privind obligația tuturor adulților de a se vaccina împotriva COVID-19, Austria devenind prima țară din Uniunea Europeană care ia o astfel de măsură în pofida numeroaselor proteste de stradă, transmite AFP. Proiectul de lege a fost aprobat cu o largă majoritate de voturi, iar măsura va intra în vigoare în 4 februarie. Joi, Austria a raportat un număr record de infectări, aproape 30.000. În jur de 72% din populație este vaccinată cu schema integrală, procent inferioră celui din Franța ori Spania. Pandemia de COVID-19 va costa economia globală 12,5 miliarde de dolari până în 2024, a avertizat joi directorul general al FMI, Cristalina Georgieva, transmite Reuters. Diferențele semnificative dintre ratele de vaccinare și adâncirea discrepanțelor între săraci și bogați cauzate de pandemie, alături de pierderile suferite în procesul de învățare, vor provoca mai multe proteste, tensiuni și insecuritate, a apreciat oficialul FMI. Moldovenii cu cetățenie română care nu pot dovedi că locuiesc la adresa din buletinul eliberat peste Prut ar putea rămâne fără actul de identitate. Este prevederea unui proiect de act normativ pus în dezbatere publică de către Ministerul de Interne de la București. Potrivit presei române, scopul documentului este de a elimina situațiile în care un număr mare de persoane își stabilesc în mod fictiv domiciliul la o adresă sau alta. Actul legislativ va intra în vigoare dacă va fi votat de legiuitorii de la București. Ultima cursă a unui șofer de troleibuz din capitală, bărbatul a murit în timp ce conducea. Potrivit regiei transport electric, lui s-ar fi făcut rău și și-a pierdut cunoștința, iar unitatea de transport s-a izbit într-un indicator rutier. În interior se aflau doar taxatorul și un pasager care nu au avut de suferit. Ieri acesta și-a început activitatea în schimbul 2, de la orele 2, iar pe data de 19 a avut zi liberă. De asemenea, acesta nu avea careva probleme de sănătate. Cel mai probabil, bărbatul a făcut un stop cardiac, dar cauza exactă a decesului va fi stabilită de medicul legist, mai spun responsabilii de la regia transport electric. Incidentul s-a produs aseară, în jurul orei 19, în apropiere de aeroportul internațional Chișinău. Șoferul avea 51 de ani și activa în acest domeniu de 22 de ani. Veniți la fața locului, medicii nu au mai putut face nimic pentru a-l salva. Cazul este investigat de poliție.
Pachete întregi cu sume mari de bani au fost depistate de polițiști într-un apartament din Bălți, transformat într-o casă de schimb valutar. Activitatea ilegală a acesteia era asigurată de doi indivizi care, fără să elibereze bonuri fiscale, efectuau schimbul valutar a unor sume impunătoare de bani proveniți din contrabandă cu produse cerealiere din România și Ucraina, se spune într-un comunicat al PCCOX. În interior erau acceptați doar clienții fideli și cei prezentați prin recomandare, majoritatea fiind fondatori și administratori de companii care, potrivit autorităților, se eschivau de la plata impozitelor. Oamenii legii au ridicat din interior mijloace bănești în sumă de aproximativ 2 milioane de lei în valută națională, dar și străină. Cazul este investigat în continuare. Microbuzul abandonat de multă vreme în sectorul botanic al capitalei, devenit refugiu pentru unii oameni ai străzii, a rămas neclintit. Asta deși săptămâna trecută autoritățile ne-au asigurat că unitatea de transport va fi evacuată. Astăzi, o echipă TV6 a mers acolo și a surprins din nou mizeria din interior, dar și gunoiul aruncat în jur și care în continuare provoacă dezgust trecătorilor. În data de 14 ianuarie, pretorul sectorului botanic, Adriana Guba, ne-a asigurat că microbuzul nu va mai fi văzut acolo în această săptămână. Atunci, funcționarea declara că deja au găsit și un loc în care îl vor duce. Au trecut 7 zile, iar imaginile dezgustătoare în continuare îi deranjează pe trecători. Oribil, unde se uită poliția, autoritățile? Poliție, власти. Trebuie atras la răspundere anume proprietarul microbuzului, trebuie evacuat de aici și atât. El stă de mai mult timp, de mai bine de un an. Eu consider că și ce este aici nu este normal, nu doar mașina asta, dar și celelalte. Și de această dată, în interiorul microbuzului, o echipă TV6 a surprins un om al străzii care se încălzea. Acest bărbat are 63 de ani, nu deține acte de identitate, iar de 3 luni microbuzul i-a devenit casă. Mai multe însă nu a putut să ne spună, așa cum abia a articulat câteva cuvinte. Îmi este foarte jale de ei, dacă o să-i alunge, unde ei vor locui, cum vor trece peste iarnă. Am încercat să aflăm totuși când microbuzul va fi evacuat și de ce nu s-a întâmplat acest lucru până acum. Însă Diana Guba nu a răspuns la apelurile noastre și nici la mesajele expediate. Atât pentru această oră, doamnelor, domnilor, rămâneți cu noi. Eu sunt Dorina Gărganov și vă mulțumesc pentru atenție. O seară liniștită în continuare alături de cei dragi vouă. La revedere!